Strategii de lectură. Resursă în serie, clasa a 6-a. Învățarea prin imaginație. Strategia este o artă. Înseamnă planificarea, organizarea și realizarea unor acțiuni. Creativitatea ne este susținută prin strategie. Scopul. Includerea cărții în viața noastră, astfel lectura va deveni un obicei durabil. E important să citim. Important e și ce citim și ce impact are lectura în viața noastră. Cum citim? Cum citim? De la început, stabiliți spre ce vă orientați lectura. De exemplu, spre firul narrativ, spre detalii importante, spre evoluția personajului, etc. Care sunt detaliile importante? Hotărâți împreună cu profesorul. Dacă ești un elev autodidact și folosești singur această resursă, așa mi-au transmis mulți elevi că procedează, atunci poți să-ți fixezi tu detaliile la care vei fi atent. De exemplu, cum reacționează personajul în circumstanțe dificile. Vă propun două strategii. Un exemplu de strategie, una eu și una tu. O carte o propun eu profesorul, o carte o propui tu elevul. După lectură va avea loc o activitate. Realizăm un calendar de lectură pentru două cărți lunar. O carte propusă de profesor, după cum se vede, iar elevul va propune la rândul său ce titluri dorește. Calendarul arată altfel dacă decideți că veți citi o carte pe lună. Într-o lună propune profesorul, luna următoare fiecare elev își urmează propunerea. După lectură, realizarea unei activități. Cerință. Pe baza cărții, realizează o prezentare sau o hartă mentală cu următoarele elemente. Un personaj preferat. Cum a reacționat în împrejurări dificile. Atitudini cu care ești sau cu care nu ești de acord, o idee bună de păstrat, aprecierea asupra cărții. Autorul, titlul sunt elemente indispensabile. Idee. Realizați un caiet al ideilor bune de păstrat. Îl puteți intitula așa sau cum vă place. Strategia a doua. Citim în perechi. Activitate post-lectură, realizăm un lapbook, prezentări, dezbatere. Perechi. Elev-elev sau elev-părinte. Modalitate de lucru pe baza cărții. Vă puneți întrebări, de exemplu, de ce a acționat așa un anumit personaj? Culegeți informații, notați ce vi se pare interesant. Urmăriți și evidențiați transformarea personajului, realizați un lapbook. Există pe internet filmări în care se prezintă cum se realizează un lapbook, dacă nu știți, sau intrați pe edict.ro și acolo găsiți un articol, o metodă educațională, interactivă, inovativă și de actualitate. Pentru transformarea personajului, o modalitate de a vă organiza ideile, axa acțiunilor, plecăm de la lectura cărții, urmează reflecția, concentrarea pe temele de interes și apoi confruntarea produselor de lectură și dezbaterea. Un exemplu de lapbook. Alt exemplu. Succes și vă mulțumesc!